Sfântă Bisericeță din 19 Consiliare în funcție Sfântă Zeanță și un copil de la Sfântă 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 Sfântă. Supunem la vot, dacă facem un punct suplimentar, supunem la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul acesta. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc! Supunem la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Trecem la procesul verbal al ședinței din 31.10.2016. Îl supunem la loc dacă dintre consiliere are cineva ce va avea. Da. Pentru domnul secretar, nu se regăsește în procesul verbal amendamentul prezentat către grupul PSD. Deci vă rog dacă se poate să se consemneze că amendamentul nostru constituie anexă la procesul de față de ședință. Înțeles. Secretaria, vă rog. Și să se consemneze. Și încă o problemă la... Și păsai să se regăsească cu șurile. Procesul de față. Vă referiți la mandat, am pus la regulamentul. Și încă o problemă. Asta am mai discutat, domnul secretar, nu s-a întâmplat nimic până acum. Dacă am adoptat regulamentul de organizare și funcțională, eu o întrebat. Cu două, trei amendamentele prin simetrie nu trebuie să și le-a spălat cumva la și am sesizat la aproape Consiliul Local și se va face modificare. Se va duce la forma inițială propusă de Consiliul de Executiv, în sensul că în principiu la treia joi din lună la Parul și celălalt amendat nu mi-a găsat la ei, tot așa, conform cu ceea ce s-a propus de... Vom merge pe vechiul regulament, ce nu vreau vorbiți? Nu, așa cum a fost făcut de executiv. În regulamentul făcut de executiv spune în principiu că ar trebui avea din lună la ore 13. Bine, mulțumesc. Dacă mai supunem la vot procesul verbal cu completările de vigoare, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Trecem la ordinea de zi a ședinței de astăzi. Începem cu proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru lucrarea construirii garaje auto în municipiul Tupia Tuzii, strada școlii numărul 4, 6 de metru. Prezintă inițiator Dorin Nicolae Rogican, raport de avizare Comisia de Specialitate numărul 1. Comisia numărul 1. Domnul președinte, vă rog să-mi permite să mă țin de la dezbatere și de la vot. Bine, trebuie să vă observeze. Comisia numărul 2 de specialitate. Dacă dintre consilieri mai are ceva de adăugat la acest proiect, supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc. O abține? Da. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru lucrarea mansandare casă de locuit în municipiul Tupia Tuzii, strada Cadinceană David Protan, numărul 24, prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Rogigan, raport de avizare, Comisia de Specialitate numărul 2. Comisia numărul 2. Dacă dintre consiliere are cineva ceva de... Nu supunem la vot. Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Cine este împotrivă? Cine se abține? Două abțineri. Domnul
Ciobanu și domnul Isac. Trecem la următorul punct de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri financiare pentru reprezentanții municipiului Câmpia Dulcina în adunările generale ale acționarilor la operatorii economici, la care municipiul deține direct sau indirect participație unică sau majoritară. Prezintă inițiator, primar Dorin Nicolae Rujican, Comisia de Specialitate numărul 1. Comisia de Specialitate numărul 1. Dacă dintre consiliere are cineva, supunem la vot acest punct de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Trecem la următorul punct de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de mandat la societățile ce au acționar unic sau majoritar municipiul Câmpia Dulcina, ce se vor încheia cu reprezentanții municipiului în adunarea generală a acționarilor la respectivele societăți. Prezint pe inițiator primarul Dorin Nicolae Rujican, raport de realizare Comisia de Specialitate numărul 1. Comisia numărul 1. Dacă dintre consiliere are cineva, nu supune la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind sfârșirea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF numărul 50447, Câmpia Dulcina. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Rujican. Raport de avizare Comisia de Specialitate numărul 2. Comisia numărul 2. Dacă dintre supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii de metal a unor imobile care aparțin domeniului public și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Câmpia Dulcina. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Rujican, raport de avizare Comisia de Specialitate numărul 1. Comisia numărul 1. Dacă dintre consilieri are cineva, supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumim. Trecem la următorul punct de ordine de zi. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării caietului de sarcini, care constituie anexă numărul 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 161 din 17.12.2015. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Rujican. Raport de avizare, Comisia de Specialitate numărul 2. Mulțumesc. Dacă dintre consiliare care cineva, supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumim. Trecem la următorul punct de hotărâre. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 73/2014, privind aprobarea stingerii creanței garantate și stingerea parțială a creanțelor bugetare pe care le are municipiul Câmpia Dulcina împotriva lui SC Industria Sârmi Câmpia Dulcina S.A. prin dare în plată, modificată prin HCL numărul 95 din 2016. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Rujican, raport de avizare Comisia numărul 1. Comisia numărul 1. Da, articolul 1 măsurile să le modificați pe următorul conținut. Se aprobă stingerea creanței garantate în cuantum de 1.671.065.90 lei, prin darea plată a banii sportive pe atunci, s-a promocit cu Piatus, s-a dorit cu 39 de sucluși, înscrisă în cartea funcțională 51.573 în Piatus și înscrie acestui imobil în domeniul privat al începutului în Piatus, precum și stingerea parțială a creanțelor bugetare în cuantum de 45.310 lei, prin darea plată a imobilului casă de la aspeța aflat în incinta Palatului Cultural Dumnezeu Floașin, parținând în domeniul public, situat în civilul lui Sfântul Antide, centrul Mestorușe, numărul 2, etaj 2, aripa est, apartamentul CIS, înscris în CF, numărul 50531 C15 și anul frisat în Câmpiatul Zii, țara de Mișor 145, înscris în CF 53.911 Câmpiatul Zii, situat în 10.199 m2 și înscris acesta în domeniul privat al municipiului Câmpiatul Zii.
Iar la articolul 2 se aprobă modificarea articolului 4 din HCR 97 din 26 2014 și modificarea și completată din HCR 95 din 26 mai 2014, care va avea următorul cuvins. Se aprobă chiratului acțional la cutare de dare în plată, numărul 110.981 din 27.14 și formalizată pe drepte hotărâri și încheierea contractului de dare în plată autentic, care are ca obiect stingerea parțială a creației bugetare prin dare pe care municipiul Câmpia Dujul are față de industria semen din Câmpia Dujul, prin dare în plată, respectiv transferul de la debitor la creditor, la drepturi de proprietate a posesiei și a posesiei supraimobilului casă de oameni stat în municipiul Câmpia Dujul, care ar fi de centrile 1902, etaj 2, aripa est, apartament 5, județul Cluj, înscris în CF numărul. De fapt, se modifică doar adresa administrativă, din scala 1 decembrie 1918 numărul 1, scala 1 decembrie 1918 numărul 2, etajul 2, aripa este apartamentul 5. Pentru că am scos extrasul de carte funciară actualizat și aceasta este menționată la parte extrasul de carte funciară. Deci cele două articole, iar celelalte articole din proiectul de ordine, pot rău să se renumeruteze în numele răspunzător. Domnul primar, cine mai are ceva? Domnul. Totuși, în care cu adresa Palatului Cultural. Ori piața Mihai Viteazul, ori 1 decembrie 1918. 1 decembrie 1918, numărul 2. Nu-i piața Mihai Viteazul, piața Mihai Viteazul, numărul 8? Acum. Nu? Cartea funciară. Aici este spațiul de carte funciară. Apare strada 1 decembrie 1918, numărul 2, etaj 2, aripa este, apartamentul 5. Vă rog să verificați. Poate să greșească și cartea funciară. Depinde ce documente au ajuns la cartea funciară. Hotărârea la Bolon de baza autorului existente acum. Pentru că este practic cartea funciară. Da, domnul președinte, dar s-ar putea documentele să fie greșite. Nu, nici problemă. Se poate verifica. Să verifice și dacă se merge la adresă, se va modifica hotărârea. Momentan avem aceste documente pe care nu putem schimba noi. Ok, se va verifica. Dacă mai are cineva ceva, nu. Supunem la vot acest amendament. Da? Amendamentul propus de domnul primar. Cine este de acord cu amendamentul propus? Cine este împotrivă? Cine se abține? Acum supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adus de către domnul primar. Cine este de acord cu proiectul de hotărâre? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumim. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Să se consemnează, să se verifice adresa care a specificat pe consiliere sa. Dacă este. Da. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiectul numărul 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajării patinoară artificială din cinta arenei de tenis Gavrilă Vaida. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Rojigan, raport de avizare Comisia de Specialitate numărul 3. Comisia numărul 3. Dacă dintre consilieri mai are cineva ceva? Da. Eu să fac un amendament. Aș vrea să fac un amendament în ceea ce privește programul de funcționare al patinoarului. Pentru sâmbătă și duminica, programul de funcționare aș propune 10, 15, 30, 16, 22. Da, ok. Mulțumesc, dacă cineva mai are? Nu. Da. De ce? Da, sincer. Pentru timpul săptămânii apare programul de funcționare 16, 22. Mulțumim. Dacă mai are cineva ceva, supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Scuzați-mă. Amendamentul domnului Vicer, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumim. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adus de către domnul viceprimar. Cine este pentru? Cine se abține? Cine împotrivă? Mulțumim. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, suplimentar. Proiect de hotărâre.
privind aprobarea utilizării unor locuințe libere aflate în fonduri de locuințe sociale ale municipiului Tâmpea Turzii ca locuințe de necesitate. Acesta a fost dezbătut în cerința de comisii. Îl supun, dacă dintre consilieri mai are cineva ceva de adăugat, nu? Îl supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc. Trecem la puncturi diverse. Cine vrei? Domnul Tati Ciobanu. Altcineva? Deiac. Poftim? Deiac. Domnul Deiac. Altcineva? Domnul Bașca. Domnul Bașca, când nu s-a vezi nevoie să stați pe acasă să-i grijiți? Știți care-i treaba? Sunteți la ultima repriză. Ok, astăzi. Cine mai vrea să ia cuvântul? Cetățenii s-au plâns de prezența unor câini pe strada Tudorul Vasilescu, oamenii care duc la școală copiii, acolo în Sângrai, s-au plâns că sunt câini, nu știu dacă sunt mai buni, dar cel puțin, pentru că sunt aceiași câini, s-ar putea ca vecinii să le dea drumul pe stradă și aceștia au speriat copiii și așa mai departe. Dar trebuie să luăm niște măsuri acolo ca oamenii să știu că le liniștiți. Copiii la școală. Mulțumim. Domnul Deac, vă rog frumos. Domnul Deac. Noi ăștia orășenii care vrem să trecem la scurta, la primărie, să zicem, cu teburi, trebuie să cobor la Porțenan. Și de acolo să mergi pe jos. Sau trebuie să te duci până în spatele pieței și de acolo să vii înapoi pe jos. Ca să-i căi, ca la mijlocul drumului e primăria din portal. Nu se poate lua măsuri din cauza că firmele, nu știu din ce cauză, nu se înțeleg între ele, firmele de transport. Vă rog, dacă se poate, luați măsurile dumne să se oprească în fiecare stație, cum opresc mașinile orașele astea de oraș, Alisul, sau nu știu cine se ocupă cu astea, cu transportul. Asta e una la mână. A doua la mână. Ăștia, noi ăștia pensionari, bătrânii, oamenii mai vechi, de ce nu pot călători pe mașinile de Câmpia Turzii gratis cum călătoresc turdeanii? Eu nu vreau să prevăd înainte niște treburi, dar cu câți bani înainte, să zic așa, peste 5, 7, cel mult 10 ani, dispare Câmpia Turzii de pe hartă. Va fi Turda pus acolo tabla la avion. Asta e opinia dumneavoastră, domnule. Opinia mea, da. Opinia mea. Sigur că e opinia mea. Așa va fi. Cum a dispărut Poiana, cum a dispărut Oprișani și așa mai departe. Din cauza că toate birourile principale sunt în Turda. Oare de ce nu luat și gunoaiele? Poate vor lua Sacrubia. Te vă spun, aș vrea, aș dori să vorbiți cu conducerea din cu primăria din Turda sau cui aparține acest transport al persoanelor, să lăsnească pensionarilor transportul gratis în Turda cu autobuzele. Am aceste două probleme am să... Mulțumesc, domnul Deac. De noi să stabilim stații de autobuz pe raza administrativ teritorială a altui municipiu. Da? Acolo hotărăște altcineva, un alt primar. Pot lua legătura neoficial cu domnul primar și se transmit solicitarea dumneavoastră. Însă nu vă pot garanta că să și rezolvă. Pentru că nici domnul primar Matei nu poate lua hotărâri pe raza administrativ teritorială a municipiului Câmpia Turzii, nici noi nu putem lua hotărâri pe raza
municipiului Turda. Pe de altă parte, firma care asigură transportul local este o firmă privată la care primăria nu are cum să intervină. În ceea ce privește cea de-a doua problemă pe care ați ridicat-o, gratuitatea de transportul public în comun, vreau să vă spun că legea prevede în mod clar că se acordă astfel de gratuități pentru transportul urban și nu interurban. Asta înseamnă, și de altfel ăsta este motivul pentru care Curtea de Conturi a stabilit un prejudiciu de aproape 7 miliarde de lei în sarcina administrației din Chipia Turzii, pentru că v-a fost acordat în mod ilegal de către fosta administrație aceste sume de bani, aceste reduceri. Deci nu se poate acorda gratuitate, pentru că în acest moment nu există transport urban. Pe de altă parte, vreau să vă spun că pe site-ul primăriei Câmpia Turzii există o dezbatere publică, planul de mobilitate urbană, și veți citi acolo, printre altele, că dorim achiziționarea unei flote de autobuze ale proprietatea municipiului și înființarea unui serviciu public de transport în comun. Astfel că după ce îl vom înființa, pe raza strict, pe raza administrativă teritorială a municipiului Câmpia Turzii, vom putea acorda astfel de reduceri. Sper că a fost destul de bine înțeles. Foarte, foarte clar. Vă mulțumesc. Domnilor, doamnelor și întreg colectivul de aici, vreau să ridic o problemă care n-a fost ridicată cam de mult, dar nu înainte de asta. Vreau să mulțumesc presei că la ședința trecută au scris ceva lucruri frumoase despre mine și chiar le doresc succes în muncă. Tot odată să știți că eu nu urăsc, nu mint și nu-mi place să fur și să arunc vorbe pe mese. Dar problema asta cu care vine acum, vă rog să fie pusă ca punct amendament la vot, dacă o să o luați în considerare. Nu știu câți dintre dumneavoastră stați la blocuri. Nu știu. Dar să știți că în municipiul Câmpia Turzii, în sectorul blocuri, s-a rupt tot stâlpii de susținere de la interior. Deci stâlpi armați de la interiorul apartamentelor, ca să ne înțelegem. Sunt luați jos, rupți, de către unii cetățeni. Să ne dăm seama că atunci... Dați-ne numele și adresa, vă rog, și trimiți pe telefon. Eu spun că înainte să vin aici am discutat cu multă lume și nu vin cu adresă. Dați-ne numele și adresa, dar nu ne pierde timpul cu dumneavoastră. Nu, nu. Dar vreau să vă amintesc. Și atunci ce v-a primit în fiecare locuință din Câmpia? Vă rog să mă lăsați să spun. Și atunci, în cazul ăsta, dacă la întregime aproape 20% sau 30% sau 100%, atunci să înființăm o comisie în care să se facă controle că ăsta, lucrul ăsta, în care iese o explozie, inundație sau nu știu ce, noi ne așteptăm paturile, mânurile noastre, paturile morții. Și să știți că asta nu e o jucărie, că de-a voastră ce atât adresă. Ăsta e un lucru care trebuie verificat îndată și nu lăsat. Așa că la OSI vă trezesc numai că vă întreabă cei care or fi în viață pentru cei care o să fie sub dărâmături. Bun. Punctul ăsta s-a dus. Încă o treabă. Nu de mult am venit din vest. Acum nu că mă lau, dar vreau să spun un singur lucru. Nu s-ar putea ca la noi în Câmpia Turzii să fie o liniște așezată aici. Asta ne comandă de comună. Pentru că bine ar fi să se schimbă o lege ca primarul să nu facă parte de niciun partid din pe pământ. Domnul, deja asta nu este competența dumneavoastră și nici a Consiliului Local. I-ați luat microfonul. Da, ascultați-mă. Astea ce propuneți dumneavoastră nu este competența Consiliului Local și a orașului. Că primarul să facă parte din regiune și consiliul județean. Nu, nu, nu facă parte. Păi nu puteți dumneavoastră, ziceți problemele, vă rog frumos.
Eu v-am lăsat să vorbiți. Problemele orașului. Dacă sunt problemele orașului, ce, și ordinea de zi, spuneți-le, vă rog frumos. Dar nu începeți cu politica aici, cu cine să face președinte, de unde și alte baza cu noi. Atunci am fi o liniște. Vă spun eu și primarul ar fi mai liniștit. O altă problemă, chiar dacă ne-a tăiat microfonul, nu-i nimic. Nu-i nimic. Am fost la domnul primar cu o cerere interes public, care mulți ori dorit și nu o trimis pe anul viitor. Nu-i nimic. Eu vreau să văd dacă se ține cuvânt și pe anul viitor. Asta vreau să știm. Pentru că suntem în zona sărbătorilor de iarnă, din partea tuturor pensionarilor care a vorbit și a familiei mele, vă doresc tot din lume și să aveți totul în familie dumneavoastră și la bunătate. Mulțumim, doamnă Fără. În vedere faptul că ce zice dumneavoastră că toți câmpii sunt de asta, e la rătoare, domnul primar, dați-mi unde să uită, vă promit că eu vin în calitate de și colegii din Comisia de Urbanism, venim la fața locului. Deci nu putem trece așa ușor peste afirmația care a făcut dumneavoastră, dar nici să facem afirmația așa în domnul Levi să ne aflăm în treabă. Ce spuneți dumneavoastră, cu faptul că se fac modificări la parter, asta se fac în baza unui proiect. Și cine nu are autorizație sau nu respectă autorizația, va fi verificat. Deci nu există, se verifică respectivul. Dar așa că ziceți dumneavoastră, aruncați o știre de asta alarmistă, nu mi se pare corect din partea dumneavoastră. Dați-mi singur adresă, vă rog. Și eu vă rog. Vă rog că, dacă mi-a dat replica, eu nu m-am referit la parter. Eu m-am referit în apartament. Am pentru că mulți oameni nu vor să se răstea așa, că li frică de la o devenire. Bun. Facem mulțumim. Da. Mulțumim. Mulțumim. Cu aceasta încheiem ședința Consiliului Local. Domnul primar, sunt avem sărbătoriți. Domnul Socoran Vasile. Cu acestea, închidem ședința Consiliului Local. Vă mulțumim pentru participare. La revedere!